calitate de vicepreședinte național a partidului, aș dori, după colegii, să rămâne să vă dau un comunicat. Colegii care din presă sau? Cum colegii din presă? Deci pentru colegii din presă... Actualii sau foștii? Cum? Actualii sau foștii? După conferința de presă a colegilor de față, vă rog frumos 5 minute să vă dau eu un comunicat în calitate de vicepreședinte național al partidului. Dar de ce nu rămâneți acolo? Ei, uite că nu... Eu vreau să fac. Eu nu sunt omul să mă bat cu conferința zonei municipale. Municipal oricum nu există, pentru că nu e validare de județean. Deci dumneavoastră veți scrie punctele de vedere a unor persoane, unor membri simple. Până de curând nu era de aceeași părere. Era faza de validare a biroului județean, un birou județean care e convocat pentru luni. Dar de ce nu a fost validat până acum? Pentru că nu s-a întrunit biroul județean, a fost alegeri, a fost diverse chestii. Au fost oamenii prin concedii, nu îi are o problemă. Deci, atât v-aș ruga dacă doriți, sau zici și punctul lor de vedere. Ok? Este datoria presei să ia 3 legătură atitudinea dumneavoastră, domnul Moldovan, cu ce s-a întâmplat în Consiliul Local? Nu are nicio legătură. Are legătură cu aici conferința și puncte de asta să vedem. Bună seara și bine ați venit la conferința de presă extraordinară a organizației Timișoara PNÇCD, a organizației municipale a Partidului Național Țărănesc Creștin-Democrat. Aș dori, înainte de a intra în subiectul propriu-zis, acel subiect pe care vi-l vom prezenta sub forma unui comunicat, aș dori să vă fac o scurtă introducere și ca să trec printr-o parafrazare a unui dicton al unui fost președinte francez, și anume Joseph Atanas Paul Dumer, care a spus că familia este patria cea mică, și apoi trecând mai departe printr-o piruetă demagogică de tip caragialesc, patria este familia cea mare, cel mai la îndemână pentru un politician zelos, pentru un politruc mărunt precum Valentin Moldovan, este să clameze că partidul este familia lui cea mare, cu care crede că poate face ce vrea el. Dar partidul în sine nu este nici o căsătorie politică, nici măcar un parteneriat al cointeresării, ci o simplă unealtă pentru cei de teapa lui, o ștampilă cu care să cucerească puterea sau avantaje personale pe persoană fizică, orice, sub orice chip. Problema cea mai mare pe care o întrevăd eu, consecutiv unei campanii electorale în care am întâlnit timișoreni care pendulau între scepticism și dezgust față de politicieni, este tocmai faptul că familia, comunitatea, orașul chiar, sunt pierdute din vedere. Se clamează isteric unanimitatea și consensul din cadrul partidului, dar se orientează strict înspre propria conservare și propășire. Cum spunea și Andrei Pleșu recent într-un articol, citez, ca să câștigăm noi și ai noștri, suntem gata să ne facem conjunctural frați cu oricine, cu foștii dușmani, cu hoți de drumul mare, cu vipuri de mâna a doua, cu papagali țanțoși, închei citatul. Personal consider că toată viața m-am pregătit pentru acest moment, sunt antrenat să stau drept și pe dreapta. Sunt educat cu urechea pe Europa Liberă, la radio, în surdină. I-a încărat coșciugul țărănistului George Șerban, semnatar al punctului 8 al proclamației de la Timișoara, și nu vrem ca el, sau Corneliu Coposu, sau bunicii noștri care și-au lăsat oasele prin închisorile comuniste să se răsucească în morminte. De aceea, împreună cu echipa pe care o conduc, considerăm ca pe o datorie, mai mult ca pe o datorie, considerăm ca pe un gest reflex, gestul de a păstra cinstea, la rang de virtute. În acest sens, vă aduc la cunoștință Dumneavoastră, ca reprezentanței presei și prin dumneavoastră opiniei publice, că s-au alăturat gestului nostru simbolic de a denunța aceste atitudini derapante de la linia partidului. Alți colegi din biroul de conducere al organizației PNÇCD Timiș ni s-au alăturat în acest demers. Aceștia, însumând un număr total de 8 vicepreședinți, și-au dat demisia în semn de protest față de atitudinea și acțiunile lui Valentin Moldovan, delimitându-se de mesajul public transmis și de declarațiile de presă ale acestuia. În concluzie, deoarece au demisionat mai mult de jumătate din membrii biroului de conducere al organizației județene PNÇCD Timiș, se constată dizolvarea de drept al acestui for de conducere. Pe masă, în fața fiecăruia dintre dumneavoastră, poposesc în momentul de față comunicatul organizației municipale pe care l-am semnat mai înainte, prin care se arată cu trimitere la articolele statutare, se arată situația de fapt acestei situații. La acest comunicat, prima pagină, sunt anexate extras din registrul de evidență intrări-ieșiri al partidului, în care sunt înregistrate cele 8 demisii, buletinul de vot prin care moțiunea Valentin Moldovan din 7 iunie 2013 a fost ales biroul ales în număr de 15, adică acea componență a biroului, urmată de copii după demisiile celor 8 vicepreședinți care s-au delimitat de acțiunile fost președinte Valentin Moldovan. Pentru detalii tehnice, am desemnat împreună cu colegii mei din organizația municipală PNÇCD Timișoara, am desemnat un post de purtător de cuvânt și l-am investit cu această calitate pe colegul meu, Corrado Toadă, căruia îi dau cuvântul în continuare. Mulțumesc! Deci vreau să fim foarte bine înțeleși. Acțiunea aceasta derizorie și rușinoasă de a vinde interesele partidului către urmașul Partidului Comunist Român, PSD, linia politică corectă pe care a trasat-o Corneliu Coposu, Ion Rațiu și ceilalți se dovedește foarte clar că organizația județeană Timiș nu se poate ralia la așa ceva și că ceea ce s-a făcut au fost niște discuții între persoane neautorizate, fiindcă conducerea județeană a partidului nostru nu a luat niciodată o decizie în acest sens. Și îi spun lui Titu Bojin pe calea aceasta că nu mor caii când vor câinii, noi fiind caii, aceștia mai tineri, și că toată acțiunea aceasta mizerabilă de a face o așa zisă majoritate în Consiliul Local în numele unei așa zise democrații este sortită eșecului din acest moment, pentru că organizația municipală Timișoara, care are legitimitate, desfășoară negocieri deschise și intense cu Partidul Național Liberal și cu Partidul Democrat Liberal, filialele Timișoara ale acestor două partide, și în cel mai scurt timp posibil dorește să semneze o alianță politică în municipiul Timișoara, în Consiliul Local al municipiului Timișoara, pentru reprezentarea intereselor acestui oraș și a timișorenilor, de factură centru-dreapta.